Iată-ne adunați din nou de sunetele viorii lăutarului Filip Todrașcu, care răsună din ceruri. Însemnat de Dumnezeu cu harul muzicii, lăutarul Filip Todrașcu a fost cel care timp de o viață a dăruit oamenilor bună dispoziție. Vladimir Todrașcu a moștenit talentul tatălui și în clipe de răgaz ia în mână vioara, rămasă drept relicvă de familie și își așează amintirile pe strunele ei. Apare în scenă imediat Vladimir Todrașcu. Înainte de a începe concursul, îmi permiteți să dau citire componenței juriului. Constantin Rusnac, secretar general al Comisiei Naționale UNESCO, compozitor, artist al poporului din Republica Moldova, președintele juriului. Dumitru Blajinu, artist emerit din Republica Moldova. Nicolae Botgros, dirijorul Orchestrei de Muzică Populară Lăutarii, artist al poporului din Republica Moldova, vicepreședintele juriului. Dumitru Cambur, șef direcției la Ministerul Culturii. Galina Buinovski, directorul Liceului Internat Republican de Muzică Ciprian Porumbescu. Justina Scarlat, director la Centrul Național de Creație Populară. Oleg Volontir,
șef direcție la Centrul Național de Creație Populară. Și nu în ultimul rând, Vladimir Todirașcu, președintele Asociației Obștești Filip Todirașcu, directorul festivalului. Concurenții vor fi acompaniați astăzi de această minunată orchestră, Orchestra de Muzică Populară Folclor, dirijată de maestru Petre Neamțu. Prima concurentă, căreia îi zice Claudia Negură și vine din satul Vărzărești, Nisporeni. Victor Rusu vine din orașul Briceni. Thank you.
Bulgaru din orașul Jedinec. Mandalac este originar din satul Probotești, regiunea Cernăuți. Concurentă vine din orașul Florești. Îi zice Galina Sârbu. Thank you.
Dorin. Născut la Cahul, a absolvit Universitatea de Arte din Chișinău, actualmente este instrumentist al Orchestrei de Muzică Populară Lăutarii. Următorul concurent este Iacob Roman Daș, originar din Petreni, Drochia, stabilit cu traiul la Sadova, Bălți. În nordul Republicii, din satul Țaul Dondușeni, vine și Valentin Ciobanu. Thank you.
vine dintr-o dinastie binecunoscută de lăutari din sudul Republicii, violonistul Ion Acriș, născut în satul Pelinei, Cahul. În fața dumneavoastră, Simeon Daud. Este născut la Sărata Galbenă, Hâncești. În scenă următorul concurent, care vine din orașul Ungheni, pe nume Hariton Pascaru. Thank you.
în scenă un pământean al lăutarului Filip Toderașcu, născut tot la Costești Ialoveni, pe nume Andrei Zagorneanu. În continuare pentru dumneavoastră cântă Valeriu Zagorneanu. Să-i urăm succes! Adrian Bânzaru este originar din satul Cornești, Ungheni. Acolo a absolvit școala de muzică, dar destinul l-a dus la Bălți. La Bălți este profesor de limbi străine la Colegiul de Industrie Ușoară. Thank you.
membrii juriului în scenă. Și am să ofer microfonul președintelui juriului, domnului Constantin Rusnac. Eu cred că acest concurs s-a transformat într-adevăr și zic, se transformă an de an într-o frumoasă tradiție. Cred că memoria este cea mai frumoasă trăsătură omenească. Filip Tăderașcu a fost un mare violonist, un violonist care a trecut școala vieții. Iar vioara era sufletul lui și tot ce avea el în suflet, el prin corzele viorii le transmitea celor din jur, în primul rând ficiorului Vladimir, care este aici alături de noi și datorită căruia a luat naștere acest concurs și se desfășoară odată în 2 ani. Noi sperăm că acest concurs, vă dorim, dragă Vladimir și nouă tuturor, ca el să se transforme într-adevăr într-un concurs internațional al violoniștilor, al lăutarilor din toată lumea. Aș vrea să felicit acești neobosiți propagatori ai folclorului nostru muzical prin intermediul corzelor de vioară. Și acum eu cred că trecem la cel mai frumos moment, la înmânarea premiilor. O începem de la mențiuni. Aș vrea să chem în scenă, începând cu Adrian Pânzaru de la Bălți, un premiu de 200 de lei și un CD-ul Filip Tăderașcu. Premiul îl înmânează Galina Buinovski, directorul Liceului Ciprian Porumbescu. Da. Adrian Pânzaru, Bălți, felicitări! Victor Rusu, Briceni, 200 de lei, CD-ul și cartea Filip Tăderașcu. Premiul îl înmânează Justina Scarlat. Claudia Negură, Nisporeni, 200 de lei, cartea și CD-ul Filip Tăderașcu. Premiul îl înmânează Nicolae Bozdros. Strugaru Ion Iedineț, 200 de lei, CD-ul și cartea. Premiul îl înmânează Dumitru Camvor. Pentru interpretarea reușită a melodiei de dor, este chemat în scenă Iacob Romandaș, care are un premiu de 500 de lei și premiul îl înmânează Oleg Volosiv. Da. Pentru promovarea valorilor muzicale autentice, Simeon Daud din Salata Galbenă, 500 de lei, premiul îl înmânează Vladimir Tăderașcu. Cel mai tânăr lăutar din această seară, Hariton Pascaru, din Ungheni. 500 de lei, cartea, CD-ul, premiul mânează Dumitru Blajenu. Galina Sârbu, pentru promovarea valorilor autentice. Galina Sârbu din Florești, da? Da. Din Florești. Premiul îl mânează Vladimir Tăderașcu. Mai mari aplauze, doamnă! Și acum am ajuns la laureați. Ne-a fost jurului cam greu să apreciem, fiindcă fiecare a avut emoții, au mai fost unele momente care juriul le-au apreciat la justă valoare și totuși, după mai multe discuții, am ajuns la concluzia că premiul 3 în valoare de 1000 lei, Andrei Zagorneanu, din Costești, am înțeles. Premiul mânează Justina Scarlat. Andrei, poftiți în partea asta. Mai repede, ca la vioară când. Premiul 3, în valoare de 1000 de lei, cartea și CD-ul Valentin Ciobanu de la Țaul. Mai ales pentru mărunțica aceea extraordinară. Premiul mânează Galina Buinovski, directorul liceului. Felicitări!
Premiul 2, Ion Acriș, din Pelinei, am înțeles, Cahul. Premiul în valoare de Ion Acriș. Premiul în valoare de 1200 de lei. Poftiți-și, premiul îl mânează Cambur Dumitru. Iarăși premiul 2, Valeriu Zagorneanu. Această familie a luat astăzi două premii și este înmânat de către Oleg Volontir. 1200 de lei. Felicitări. Păcat că ai lăsat vioara. Poate lăși pedagogie, universitatea, și te întorci înapoi. Felicitări băiatului care n-a lăsat vioara nici la universitate. Premiul 1, Vitalie Dorin. Acest premiu cred că îi revine să-l înmâneze Nicolae Bodgros, în orchestra căruia și cântă acest minunat lăutat. Premiul 1 în valoare de 1600 de lei. Și premiul mare. Marele premiu i-a revenit lui Victor Mandalac, Orchestra Folclor, 2500 de lei. Și eu cred că aici premiul îl va amâna Dumitru Blajânu, fondatorul acestei orchestre. Și acum eu cred că a venit momentul să propunem lui Vladimir Todirașcu să spună două cuvinte atât despre tatăl Filip Todirașcu, cât și despre acest concurs. Vladimir, poftiți. Eu, ca la toate edițiile care au avut loc, sunt nespus de fericit astăzi că sunteți împreună cu mine, îmi împărtășiți bucuria. E o bucurie extraordinară când mi-aduc aminte de tăticul meu, desigur că am emoții. El a fost un om foarte, foarte bun la inimă, un om cu calități deosebite, aș spune. Cum s-a menționat la noi, el iubea toate lucrurile să le facă și pe mine mă strunea, cum se spune, că vreau să zic că orice lucru, dacă începi, adică să-l faci din suflet și să-l faci așa că să-ți placă. Și într-adevăr îi urmez ceea ce el mi-a pus în suflet, mi-a pus în sânge. Îi urmez și mă stărui ca totul ce fac eu pe lumea aceasta să fac numai bine, să fiu punctual, principal, asta el a vrut. Și cred că el, acolo undeva în ceruri, ne vede pe toți și mai ales pe mine îndeosebi că sunt și mă stărui să promovăm ceea ce el a început. Noi anul acesta am făcut multe, am luat nu toate melodiile din arhiva folclorului de la conservatoriu, dar câte am găsit și am făcut iată 150 de CD-uri duble și dintre care, din toate melodiile cele, am ales așa, după părerea noastră, cu domnul Dumitru Blajan, am ales 60 de melodii. La aceștia concursanți, care noi le-am înmânat câte un CD, o să vadă, fiindcă e una să auzi din spuse și alta să asculți. Desigur că poate nu era aparatura cea care trebuia să fie atunci când cineva, nu cineva, dar Andrei Tamazlăcaru, eu nu-l văd pe dumnealui că el 15 ani a trepădat la Costești și a scris, iată acestea, peste 300 de melodii care se găsesc în comora folclorului nostru. Și datorită lui, Dumnezeu să-i dea sănătate, vreau zic că se păstrează în fond aceste melodii și eu cred că ele sunt de folos cum pentru studenți, dar și pentru oameni simpli care
o să asculte o melodie, două, o sârbă de aceea virtuoasă de atâticului și o să înțeleagă, mai ales costeștenii, că aici sunt și costeșteni de-ai mei. Vă mulțumesc că s-a petrecut și mulțumesc concursanților tuturor care au participat astăzi. Astăzi au fost... Astăzi au fost mai mulți decât la ediția trecută și asta e foarte îmbucurător. Tragem nădejde că la ediția a 8-a vor fi și mai mulți. Compania Orchestrei de Muzică Populară Folclor și a oaspetelui nostru drag din România, Ciprian Potoroacă, care este originar din orașul Iași, actualmente instrumentist al Orchestrei de Muzică Populară, Rapsozii Botoșanilor din Botoșani. Invităm în scenă pe marele violonist, Dumitru Blajinu. Vă felicit din inimă și vă mulțumesc pentru dragostea care ați îndrăgit acest instrument capricios, greu de studiat, care se numește Regina Muzicii, Regina Instrumentelor Simfonice și Populare. Vioara este conducerea la toate orchestrele. Și vă mulțumesc pentru această dragoste, că cu acest concurs noi promovăm talentele și ne bucură acest fapt și pentru ca să vedeți diferența cu cât au crescut astăzi interpreții și vă prezint și eu câteva melodii ca să vedeți pagina de ieri și de astăzi, cu câte scări s-au ridicat interpreții noștri. Să-i felicităm din suflet și le dorim sănătate și mari succes în viitor. O dedicație rapsodului Filip Tudirașcu.